Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea Someșana. În această seară vom aduce în discuție, după cum bine am aflat și s-a aflat în întreaga țară, despre celebra poveste a turnului din dej de 204 metri care a refuzat să cadă la pământ. Care au fost cauzele? Când va fi el în cele din urmă pus la pământ? Pentru că asta se dorește, pentru că nu mai poate să stea acolo în picioare. Vom afla cu siguranță în această seară. I-am invitat pentru a afla mai multe detalii pe primarul municipiului Dej, domnul Costan Morar. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Și în ultimul rând pe domnul Andrei Molnar, fost șef de secție mecano-energetic în perioada 1984-1990, după care director comercial în cadrul IFA Dej. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația în această emisiune și cred că vom face mine. Vreau să fac precizarea că vom avea și o intervenție telefonică cu un expert tehnic melepat, cu domnul Liviu Pop, la un moment dat în această emisiune, care ne va spune ce a găsit în momentul în care a ajuns aici, care sunt îndrumările pe care cu siguranță le-a dat celor care vor face această explozie, dacă va mai fi o explozie, dacă... oricum, mai multe detalii vom afla în această seară. Domnule primar, pentru că sunteți foarte implicat în această poveste, după câte știm, haideți să ne spuneți dumneavoastră, în calitate de edil șef al Dejului, de unde a pornit totul? Da, în primul rând, pentru că sunt în prima emisiune la dumneavoastră în acest an, doresc să vă adresez dumneavoastră, colectivului dumneavoastră, tuturor dejenilor, tuturor telespectatorilor,